Efectul este luminos. Și senzația nu este deloc de încărcat. Și nu mai fixăm cu pudră pe asta? Dacă simți nevoia, dar cu fericire merge și așa. Tu nu mai fixezi cu pudră. Eu mai pudră fixez. Depinde ce efect vrei să obții. Evident că dacă vrei pe zona asta să rămână perfect mat, dar noi mergem astăzi pe luminositate și pe strobii. Mie place foarte mult că se acoperă perfect orice imperfecțiune, dar nu este deloc încărcat. Indiferent că are deja condetent și pudră și tot ce am pus înainte. Se poate folosi în zona ochiului foarte bine, pentru că este foarte hidratant, da? Și nu scoate în evidență niciun fel de imperfecție. O să vedeți dacă îl avem pe mese, să încercați. Burețelul este excelent, că se poate, e undeva între un burețel de fondeten și un pus de pudră, de fapt. Da, uite, dacă puteți să-l... Foarte, foarte fin. Vin cu burețelul, da? Pentru că e un produs reîncărcabil și în momentul în care se îți apăscută sigurată produsul și după aceea rezervele, cu burețel de fiecare dată. Da. Dar se spală foarte ușor seara, dacă doresc să fie perfect. Și rămâne carcasă. Da, ăsta e ambalajul frumos, portabil, produs multibeneficii pe care îl poți folosi în diverse forme. Și ca bază, și ca fondetent, și ca rătuș. Da? Te mult la ea și o văd așa cum îi arată pe rișelul meu tot. Să încercăm, da? Chiar o să vreau să încerc. Te rog. Bun. Cum vi se pare? Ce pudră folosim? Pudra pe care o folosesc este o pudră major excelență. Numește, este o pudră translucidă. Am înțeles. Dar ce recomand eu și de fapt o să folosesc astăzi este Belduta, care este, uite aici să-mi vară produsul, da? Așa. Uh-huh. Putem să-l vedem? Da. Care este o pudră și un bronzer în același produs. Iarăși produs multibeneficii. Da? Care se înțeles, poate folosi... Mersi frumos. Asta chiar de folosim. Care este genul de produs pe care îl aplici pe toată fața ca o pudră. Mai lasă-mă un pic. Mai lasă. S-au dat cu efect de ustati. Foarte expresiv. Mai mult de atât n-am putut să ok. Este un produs care are el aplicatorului de genul ăsta, ca o pensulă de blush, pe care îl poți folosi foarte ușor. Așa mă machiez și eu, iluminatul. Dimineața, da? Și faci un super machiaj din... Și blush-ul dau peste tot. Exact. Multe beneficii, da? Și eu mă machiezau cu fund de timp cu blush și cu iluminator. Sincer, dimineața nu știu dacă ai timp să faci tuturaj la ochi, da? Deci mergem pe produse care să-ți fie realmente de folos, dar care imediat transformă și încălzesc pe sătul. Partea bună cu Belduta, toate nuanțele sunt calde. Da? Piersicuță, bronz, dar toate foarte ușor de folosit și care încălzesc trăsăturile. Deci nu merg pe rece, pe mauve, pe partea aceea. Să-ți încălzească, da? Aici asta ok. Foarte, foarte ok și ușor de folosit. Caletele Hymnos. Da? Care sunt calete umeri și uscat. Și atunci poți să ai un machiaj de zi. Da? Cu... Da? Aplicatoare magnetice. Da? Pe care nu le pierzi niciodată.
foarte tare, pentru că și eu văd prin poșetă și prin cameră, îmi plăștesc plăstesc, adică prin capăt. Super! Și sunt și foarte bun calitativ și foarte ușor de folosit, inclusiv acesta de aplicarea tușului, da? Pentru că e un capăt din tușul crema, care în contact cu apa, se transformă în tuș și este mult, mult mai ușor de aplicat, da? De asta mi-l aplic și în tatii mișcare, până cum mă gândesc că mă îmbătrânesc și că e foarte, foarte ușor de folosit, da? Da, da, deci foarte, foarte bine s-a gândit, pentru că e un avantaj pentru oricine care știe foarte bine cât de greu e să-ți păstrezi produsele și aplicatoarele și inclusiv o pensulă de gel. Și atunci avem o paletă care se folosește foarte ușor, dacă avem partea de luminozitate, partea de nuanță care merge pe toată placa mobilă, tușul, cremă, da, care se poate aplica uscat doar ca un contur fin sau în contact cu apa se transformă într-un tuș cremă ușor de folosit intens, dar fără aspectul acela lucios de tuș clasic de rugit. Fardul de contur, da, de, pentru accentuarea pliului și fard de luminozitate la sfârșit pentru contur. Da? Partea uscată, da, în momentul în care le aplicăm umede, da, umezim aplicatoarele sau pensula sau ce folosim și se transformă aceeași paletă. Nu poți folosi ca un machiaj de seară, dar nuanțele devin intense, metalice, waterproof, se fixează pe scurt și nu sunt foarte ușor de purtat pentru nu și așa mai departe ce poți folosi, da? Asta să reținem aplicatoarele, da? Care nu le pierzi și partea foarte practică de, da? Umed și uscat. Produsul are pipetă și se aplică, da, o picătură. În momentul în care el este gândit să-ți ia exact cantitatea care se aplică pe toată fața, de fapt. Da? Deci este mult, pentru că se folosește, mă rog, ca un produs tratament. Dar în momentul în care l-am aplicat, mie mi-ajunge partea asta și pentru ce-mi doresc eu să fac aici. Da? Și luăm o pensulă curată, umezim puțin și folosim partea asta de fard, deci aici unde a fost el inițial, să vedeți că se transformă în... Scuze. Da? Devine metalic și intens. Da? Aceeași nuanță. Și reaplicăm. Da? E total diferit. Se intensifică. Da? Este clară diferența între... Da? Foarte puțin, un strop. Este... Se vede și mai bine la fardul de luminozitate. Care devine... Uite, da? Că l-am pus în același loc ca celălalt. Uh-huh. Deja vorbim despre altceva. Mm-hmm. Da? Trecem la partea de contur. Care iarăși în contact cu Genifix se transformă într-o nuanță mult mai intensă. Dar rămâne la fel de ușor de aplicat. Ideea e să nu folosiți foarte mult. Să stau liniște ca la... Machiajul este simetric, da? La ambele.
și indiferent că vrei să faci după aceea codițele, o să punem farduri peste și se estompează. Dar tu ai deja desenul făcut și la sfârșit dacă vrei să pui tuși sau orice altceva, linia rămâne perfectă și o ai deja desenat. Da? Dar nu trebuie să fie precis desenat pentru că o să punem farduri și o să-l fixăm. Dacă ai idee să te ajute să... Pentru o asistență? Nu, și ți-e mie efectiv să fie mai ușor. Mă las băgubași. Da, este ok până aici? Da. Da. Se pare de, se pare ușor de, de folosit? Pe mine mă ajută. Nu știu să trebuie să desfac asta înainte. Să știu, te rog? Te rog, că nu, nu mai am. Mulțumesc. Și o să-l fixez cu tușul. Bun. La un loc și până la celălalt ca să fixez creionul, să nu se... Vedeți, o să vă arăt la sfârșit un... Apropo, dacă se murdărește zona de sub ochi, avem un produs fantastic de la Lancôme. Genific, cunoașteți? V-a povestit cineva despre Genific? Da. Este un produs aparte, un activator de tinerețe, care se poate folosi peste machiaj, la sfârșit, să-ți curețe zona de sub perfect, fără să-ți înlăture machiajul, deloc. Perfect. Așa, mă, normal încep cu ochii, dacă vrei să faci machiaj, ochii și așa mai departe. Dar ca să evităm povestea asta, la sfârșit o să vedeți, imediat se curăță și rămâne zona perfect. Super. Eu acum nu insist. Bine, te știu, îți mulțumim. Este un produs efectiv care te ajută foarte mult. Fardurile din paletă, cum vă spuneam, da? Deci este fardul numărul 1, da? Care este genul ăsta de nuanță aurie. Folosește pe toată placa mobilă. Foarte ușor de estompat o nuanță în cealaltă. Deci nici aici nu trebuie să fie foarte precis sau să-ți faci probleme că îți rămân pete pigmentul acela puternic mat care rămâne fixat acolo unde l-ai pus și tot faci foarte mult blending. Este foarte ușor de folosit, fie cu burețelul din aplicatorul din paletă, fie cu pensula sau chiar cu degetul, care cum este mai ușor. Clientele de multe ori